So we are talking with Andreas von Mettenheim, the ambassador of Germany in Bucharest, and I propose you to start with a big event, big news, the Prime Minister Viktor Ponta's visit to Germany. What's your evaluation, Mr. Ambassador, about concerning this visit? Also ich glaube einmal, und das ist unbestreitbar, Sunt de părere și asta este indubitabil că a fost un mare succes. Ponta a reușit să-și prezinte clar concepțiile cancelarului federal, iar acesta a ascultat cu interes șeful unui guvern care deține majoritatea în țara sa și, pe de altă parte, a prezentat clar poziția guvernului federal în multe domenii, cum ar fi politica internațională, promovarea economică și valorile comune privind combaterea corupției și reformele în justiție. One of the sensitive issues, Mr. Ambassador, was the problem of state debts to German companies. The media has circulated the amount of 100 million of euros. Was there a deal reached in this regard between the states, let's say, even if we are talking about a private company's problem? Ich glaube nicht, dass man von einem Deal sprechen kann. Nu cred că putem vorbi despre o înțelegere, ci este vorba despre faptul că statul român trebuie să se comporte ca orice datornic, achitându-și datoriile. Cred că a fost purtată o discuție în acest sens, ambele părți arătând înțelegere, iar guvernul român se va strădui să reducă aceste datorii care se ridică la mai puțin de 100 de milioane de euro. În cele mai multe cazuri, aceste datorii sunt recunoscute. Nu este vorba despre datorii neclare despre care nu se știa dacă trebuie plătite sau nu, astfel că angajamentul există. Acest lucru nu poate fi clarificat la acest nivel de dialog, pentru că datoriile au cauze diferite și au fost făcute în domenii diferite. Nu există o soluție unitară. Fiecare caz trebuie analizat în parte și găsită câte o soluție. What are Germany's precise expectations on the compliance with the rule of law in Romania? What are these expectations about today? Ich glaube, es sind die Erwartungen, Cred că este vorba die despre așteptările pe care noi le avem mereu și pe care le are întotdeauna și Uniunea Europeană, și anume să existe în continuare progrese în domeniul combaterii corupției, să se înregistreze progrese cu precădere în domeniul achizițiilor publice, iar acesta este un proces. Nu există un singur obiectiv, ci să urmăresc progrese în toate domeniile care vor duce la o creștere și mai mare a investițiilor germane în România. By the way, on German investments in Romania. What does a German company face if interested to invest in Romania beyond the problems that we already talk about? And we know that there are problems like bureaucracy, corruption, infrastructure, motorways, and so on. So, what are other Das problems do they face? ist ja eigentlich schon genug. Acestea sunt deja suficiente. Însă mai este ceva, ceea ce eu aș numi predictibilitate. Guvernul român a modificat acum schema de sprijin pentru energiile regenerabile. Este o decizie suverană a guvernului român care poate face acest lucru, periclitând însă încrederea investitorilor străini care porneau în 2012 de la o stare de fapt, urmând ca în 2013 să li se comunice că situația va fi cu totul diferită. Predictibilitate înseamnă că, indiferent cum îți stabilești regulile, investitorul să se poată baza că acestea vor fi aplicabile timp de câțiva ani. By the way, you are already here for 3 years? 4 years. 4 years. You are going to end your term? Yes, indeed. If you would evaluate your staying here in Romania, what would you say about But it depends what you talk about. Worüber es kommt darauf an, was Sie damit meinen. Depinde despre ce vorbiți și la ce vă referiți. Pentru mine, ca diplomat, după aproape 40 de ani de activitate, a fost cu siguranță cea mai fascinantă, interesantă și frumoasă perioadă a carierei mele. Especially last summer, probably. Der letzte Sommer Ultima vară a reprezentat perioada cea mai interesantă din punct de vedere politic, însă aici nu este vorba doar de o vară, ci de o perioadă mai lungă și eu cred că trebuie să recunoaștem aceste lucruri despre România și nu să o judecăm doar în baza evenimentelor din vara anului trecut. By the way, in the meantime, we have a cohabitation agreement between president and the prime minister, and concerning this, regarding this cohabitation agreement, two embassies have welcomed the solution in the case of naming new heads of prosecutor's office.
What is Germany's position about the way the president and the prime minister negotiated the naming of the new chief prosecutors? Also, ich glaube, sunt de părere că din funcția de ambasador nu trebuie mereu comentate deciziile privind numirile în funcție. Este însă corect că în cadrul procesului complex de numire din România sunt necesare compromisuri. Este de asemenea firesc ca aceste compromisuri să conțină o mică componentă politică. Sunt de părere că este foarte bine și în interesul statului român că guvernul, CSM, celelalte instituții și șeful statului au ajuns în cele din urmă la un acord. Acest fapt demonstrează că România este guvernabilă. But we had opinions in EU officials saying that Romania is impossible to govern, to rule in a country like Romania. Fiecare are dreptul la opinie. Eu nu sunt de aceeași părere. And the last question will be about the cooperation and verification mechanism. Do you think, Mr. Ambassador, is still needed such a mechanism for Romania? Also, ich würde es fast. Eu aș formula întrebarea altfel. Mai este el binevenit? Consider că accentul este pus mai mult pe control și nu pe cooperare. Trebuie să punem accentul mai mult pe cooperare. Aceasta a fost una dintre temele discuțiilor dintre cancelarul federal Merkel și prim-ministru Ponta și eu cred că atunci MCV capătă mai mult sens, într-un mod pozitiv, fiindcă MCV sprijină forțele reformatoare din această țară, iar eu n-aș renunța la acest sprijin. El este încă necesar, dar este, după cum spuneam, o ofertă de cooperare pe care România nu ar trebui să se supere, ci de care să se bucure. Do you have the feeling that Romanian authorities agreed or they accepted the MCV is still needed because last year and especially last year in the summer they said the prime minister and his partner from USL that MCV is not needed anymore, that Romania has enough experience to go on in justice without having this mechanism. Ich glaube, das letzte Jahr über das hier. Cred că anul trecut, despre care am mai vorbit, a fost un an special și n-ar trebui să cântărim fiecare cuvânt al politicienilor. Cred că la o apreciere realistă, acest instrument, așa cum s-a dovedit necesar în trecut, va mai fi apreciat încă o vreme. I have another question about changing that Romania is going to to promote on constitutional field. How do you evaluate the changings already announced and discussed in public space? Also, das kann ich überhaupt nicht. Nu pot face asta. Este o tematică mult prea vastă. Dacă am înțeles bine, totul a început ca o discuție privind anumite deficiențe în structura guvernamentală. Cum pot fi echilibrate competențele președintelui și ale prim-ministrului? Acum s-a ajuns la o dezbatere dacă trebuie pusă stema pe drapel. Mi-este imposibilă o evaluare generală. Pentru aceasta ar fi necesare câteva luni. For example, in order to help you a little bit, do you think these changes overall are they proper for modernizing Romania's constitution or are they rather conservative? Ich glaube, das kann man gar nicht so einheitlich sagen, dass da eine bestimmte. Cred că nu putem spune că există o anumită linie unitară. Nici nu aș vorbi despre modern sau conservator ca despre niște criterii. Poate conservatorismul este din nou modern. Am opinie despre o prevedere și anume despre cea conform căreia un parlamentar își pierde mandatul dacă schimbă partidul. Acest lucru nu corespunde concepției noastre privind Constituția. În Germania, un parlamentar este dator doar față de conștiința sa, nu față de partid. Sunt conștient că aici există o problemă cu schimbarea partidelor. Este limpede. Însă dacă această problemă trebuie rezolvată pe această cale, printr-o sancțiune, mi se pare discutabil. Cred că ar fi mai bine dacă partidele ar lucra mai intens la profilul lor politic și s-ar înțelege ca o comunitate cu același profil. Atunci ar exista mai puțină migrație politică. Aceasta este opinia mea. If now at the end of your term, if I would ask you to remember the hardest moment you had and one of the pleasant memory you had from Romania, what would it be?
harte Momente hat es hier eigentlich. Momente dure nu au existat de fapt niciodată aici, pentru că acolo unde apar conflicte este sarcina diplomatului să lucreze la acestea. Ar fi fost păcat dacă n-ar fi existat conflicte. Cele mai frumoase momente au fost întâlnirile cu oamenii din România, de limbi diferite, de religii diferite, de opinii diferite. Aceasta este o țară foarte bogată și voi lua acest lucru cu mine atunci când voi pleca cu o lacrimă în ochi.